Încă din această dimineață, minerii au anunțat că nu vor ieși din subteran după terminarea orelor de program și că intenționează să protesteze până când cineva din conducerea complexului energetic Oltenia le va asculta nemulțumirile. Deși își terminaseră programul, aproximativ 50 de muncitori care își desfășurau activitatea în subteran au decis să rămână la locul de muncă. Colegii lor, care au intrat în schimbul de după amiază, au anunțat că dacă va fi nevoie, vor rămâne cu toții în subteran. Circa 70. Este schimbul 1? Da. Și ce o să... Datorită când ne taie din premele de vacanță, din... Nu ne dă, condițiile sunt foarte grele. Conducerea spune că nu e nimeni blocat aici. Cum vedeți faptul că aveți colegi care sunt acolo și conducerea spune că nu? Ce părere aveți de ce se întâmplă? Știu eu. Deci rămâneți și dumneavoastră? Dumneavoastră ce veți face? Rămâneți blocați acolo? E nevoie, da. Minerii sunt nemulțumiți întrucât cred că vor rămâne fără un loc de muncă în urma disponibilizărilor anunțate de complexul energetic Oltenia. Aceștia au cerut o întâlnire cu reprezentanții CEO pentru a clarifica situația. La fața locului s-a deplasat Daniel Antonie, directorul diviziei miniere, care a discutat cu reprezentanții ai minerilor rămași în subteran. Acesta le-a explicat situația așa încât să fie înțeleasă de toți angajații și a dat asigurări că niciunul dintre minerii care nu îndeplinesc condițiile de pensionare nu va rămâne șomer. Da, sunt mineri blocați de la schimbul 1, nu știu, în jur de 50, nici ei nu știu foarte bine, pentru că nu e definită problema de ce rămân. Unii sunt pensionabili, care trebuie să plece la 1 iunie 2015, alții nu sunt pensionabili. Acum am stat de vorbă cu un lider de sindicat de-al lor și cu reprezentanții celor din subteran și am ajuns cât de cât să-i fac să înțeleagă că se va face o selecție corectă a personalului în funcție de vechime, să rămână în continuare la conservare și închidere, iar cealaltă parte a personalului va fi redistribuită în cadrul carierelor acolo unde sunt deficiențe de personal și în cadrul unităților de mentenanță. După discuțiile purtate cu directorul diviziei miniere, Daniel Antonie, reprezentanții minerilor au mers în subteran pentru a le explica situația colegilor. Până la această oră, mai mult de jumătate dintre cei rămași în subteran au ieșit și cel mai probabil până la finalul programului nimeni nu va mai rămâne sub pământ.